Ghicești și călătorești cu Europa FM. 8:34, ghicești și călătorești cu Europa FM. Vă așteptăm la 0372069599. Intrați în direct și ne spuneți care credeți voi că este locul unde se ascunde etichetul de vacanță, evident, luându-ne la întrebări. Hai să vedem, premiul rămâne același de 1000 de euro. Da. Emanuela e deja cu noi. Bună dimineața! Bună dimineața! Alo! Emanuel! Bună, Emanuela! A, Emanuela! Bună dimineața! Ce face, Emanuela? Sunt la serviciu. Bravo! Și sunt plină de emoții. De ce ai emoții? Hai, că... Până am intrat niciodată într-un... A, credeam că premiul de 1000 de euro de emoții. Nu. Convorbirea cu voi îmi dă emoții. Etena! Emanuela, da, te-ai uitat un pic pe site înainte, la indicii, știi despre ce e vorba? Da, știu că este în Praga. Acolo este, da. Te-ai recenzat? Nu, n-a reușit. Păi și? Nu. Ce faci? Ce ne facem, Emanuela? Ne ducem la primărie? Da, o să mă duc la centru de recenzare, dacă de recenzorul vine acasă. Practic îți iei o zi liberă ca să te recenzezi, pentru că nu poți altfel. Nu poți să-ți iei ziua liberă după ce te recenzezi. Cine s-a recenzat online a primit o zi liberă? Cine nu își ia o zi liberă. Da. Vezi cum e viața? Da. E nenorocire. Da, oricum am înțeles că se stă vreo 6-7 ore la coadă pentru 5 minute. Mai întâlnești cu lume, mai... Da. Da. Luați-vă cărți la voi, jucați un șeptic. Mai socializezi. O bucurie. Statul român este un mare organizator. Hai să ne întoarcem la jocul nostru. Așadar, Emanuela, știi care sunt întrebările la care s-a răspuns, cam pe unde s-a ajuns. Hai să vedem. Ia-ne la întrebări. Deci, biletul se află cumva la casa care dansează? Bună. Ai fost în Praga? N-am fost niciodată, nu. Nu călătoresc peste hotare. De ce nu călătoresc? N-am permis. Ba, îți permiți. Vezi că sunt, mai sunt. O să apară din nou în toamnă bilete de avion ieftine, sunt convins. Și cum ajungi ușor la Praga și acolo găsești cazare ieftine și poți să vezi casa care dansează, care este e spectaculoasă, da. Trebuie să traversezi strada, așa se vede de pe partea cealaltă a străzii, frumos, sunt mulți turiști pe acolo, îți fac poze și după aia bei și o berică, dar nu este la casa nu care s-a etichetul. Îmi pare rău. Da, nu-i, și nouă ne pare rău, ești simpatică, mai sună-ne, poate că data viitoare nimerești. Deci nu este la casa care dansează în Praga. Da, a mai eliminat o posibilitate. Da. Claudiu, bună dimineața! Bună. Salut, Claudiu! Salut! Bună dimineața! Bună. De unde ești, Claudiu? Din Brașov. Tu te-ai recenzat, Claudiu? Da, am reușit, dar n-am apucat să recenzez soacra și mama. Uite, n-am mai apucat să-i fac online și pe dânsele. Și acum ce se întâmplă? Păi la mama a reușit să vină un recenzor, la soacra nu, dar între timp au plecat la țară și acolo s-a recenzat, au venit în satul respectiv și au reușit să... Mi se pare o chestie atât de haotică în modul în care... Din păcate, da. Da. Păcate, da. Bine, l-ai auzit pe domnul președinte mai devreme... Da. Părerea ți-ai format-o. Hai să ne întoarcem la concurs. Trebuie să pui o întrebare. Da. Este cumva etichetul de vacanță în turnul de observare Petrin, cel care seamănă cu turnul Eiffel? De că nu știam că există așa ceva. Cum îi spune? Petrin. Turnul de observare Petrin. Aha. Petrin. Da, mă, chiar seamănă. Ce tare, uite, încă un lucru de vizitat în Praga. Mulțumim foarte mult pentru întrebare, dar nu este în turnul Petrin. Mamă, câte lucruri sunt de văzut în Praga. Mulțumim pentru pont, Claudiu. Este un turn de oțel din Praga, în de 63,5 metri. Seamănă mult cu turnul Eiffel. Cecilia, bună dimineața! Bună, Cecilia! Bună dimineața! Bună! Bună dimineața! Greșesc dacă spun că ai mai încercat la concursul nostru? Da, am mai încercat, da. Și n-a fost să fie. N-a fost să fie. Nimic, sperăm că astăzi. Ia să vedem, Cecilia, poate că astăzi ai ceva mai mult noroc. Ia-ne la întrebări. E cumva la primărie? La primărie? La primărie? La primărie. La primărie orașului. Vezi, mă, dar la treaba cu recensământul ăsta, că am tot discutat. Primăria. Eu simt că tu te-ai recenzat, Cecilia, că ești prea relaxată. Sigur că da. Cum ai făcut? Ne-am recenzat familia online, a fost o eroare, apoi ne-a venit recenzorul acasă și s-a rezolvat imediat. Excelent. Bravo. Ai avut noroc. Deci m-a recenzat de două ori. Temeinic. Este la primăria din Praga? Primăria orașului Praga este situată în piața Carol și datează din anul 1377, prieteni. Vă puteți imagina cam despre ce diferențe de istorie vorbim aici.
Ai, mă, că noi n-am avut asta cu construitul, noi suntem mult în aer liber, da. Răspunsul este? Răspunsul este nu, negativ, nu este la primăria din Praga. Crezi că dacă voiam, nu puteam să construim. Hai, Iure, noi eram mai noștri. Hai de capul nostru, mă, băiatule. La iarbă verde, la da. Șpriz, la... Cam câte sute de ani rezistă un chirpici? Dar să știi că nu și e. Și plouat mult într-o vreme, acum nu mai plouă, e momentul să începe să construim din nou. Veneau răi aia și ni le dărâmau turi și tot felul, tătari. De fapt asta era. Da. In the morning. Deșteptarea. Every morning. În fiecare zi la Europa FM.